Pe raza județului Vâlcea, statisticile privind noi cazuri de cancer descoperite de la începutul acestui an sunt îngrijorătoare. 519, cele pulmonare ocupând primul loc. Din totalul de peste 70.000 de bolnavi de cancer din întreaga țară, peste 8.000 sunt din județul Vâlcea. Direcția de Sănătate Publică Vâlcea va organiza campanii de prevenire și informare privind descoperirea în timp util a acestei boli necruțătoare. Campania aceasta debutează mâine, data de 15, și se va derula până la sfârșitul lunii noiembrie, deci până în 30 noiembrie. Ea urmărește creșterea gradului de conștientizare din partea populației că afecțiunile neoplazice reprezintă un foarte mare pericol și că ele pot fi prevenite dacă noi suntem atenți cu propria sănătate, dacă suntem vigilenți și dacă ne adresăm la medicul de familie la cel mai mic semn de întrebare pe care ne-l punem referitor la starea noastră de sănătate. Campania de informare se va desfășura pe trei directive mari. Este vorba de cancerul de col uterin, cancerul mamar și cancerul de colon și de rect. Sunt cele care la ora actuală au înregistrat o explozie ca și număr de cazuri.